La data de 3 aprilie 1850 a fost semnată legiuirea pentru reforma corpului slujitorilor de jandarmi de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica, act care a pus bazele jandarmeriei române, o nouă forță de poliție, cu specific militar. Toate celelalte legi care i-au urmat nu au făcut decât să dezvolte, să reformuleze și să îmbunătățească aceste principii rămase valabile în întreaga sa istorie, astfel încât după 161 de ani, evoluția jandarmeriei constituie un drum parcurs pe linia afirmării ca instituție sigură, credibilă și echidistantă în folosul cetățeanului. În anul 1850, în județul Suceava, s-a înființat o companie de 96 de jandari cu misiunea de prinderea făcătorilor de rele și de a priveghea siguranța publică, ținerea bunei rânduieli și aducerea la îndeplinire a legilor. Formațiunile de jandari din județul Suceava au fost supuse unor reorganizări succesive, evoluând continuu până în anul 2005, când a fost înființat Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava. În prezent, Jandarmeria Suceava este o instituție bine adaptată la nevoile și specificul județului, având structuri în 16 localități, fiind al doilea inspectorat ca mărime din țară.